Și în anul 2011, Uniunea Arhitecților a cumpărat în cartierul Furnica, pe strada Teodor Aman, Vila Pandele, o casă care se afla într-o stare de degradare avansată, pe care a restaurat-o timp de 4 ani. Arhitectul Călin Hoinărescu a făcut restaurarea casei pentru a o transforma în casa de odihnă a arhitecților și în centru de cultură arhitecturală a arhitecților. Pentru că Sinaia este legată de toate numele mari ale arhitecturii românești, începând cu Petre Antonescu, cu Paul Smărândescu, cu Henriet de la Vrancea, cu Thomas Ocolescu. Casa Vila Pandele este făcută de Dimitri Giulamia, un arhitect despre care avem puține cunoștințe, pe care acum trebuie să-l studiem mai profund. Știm că a fost ginerele lui Paul Smărândescu, știm că a plecat la Paris, unde și-a încheiat viața, știm că are un băiat tot arhitect, dar astea sunt studii pe care le vom face de acum încolo și pe care le vom prezenta în Centrul de Cultură Arhitecturală de la Sinaia, pentru că în afară de odihnă avem de gând să facem acolo simpozioane, seminare, întâlniri cu arhitecții și cu iubitorii de arhitectură. Adică vrem să facem un centru de cultură arhitecturală în adevăratul sens al cuvântului, pentru că avem acolo material pentru toată istoria interbelică a arhitecturii românești.